Crescătorilor de animale care au solicitat subvențiile din zootehnie pentru anul de cerere 2019 trebuie să respecte termenul de retenție în ferme animalelor pentru care au cerut banii. Este una dintre condițiile pentru a intra în posesia subvențiilor. Conform normelor în vigoare, efectivul de femele, ovine, caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menținut în fermele cu cod ANSVSA menționate în cerere pe perioada de retenție de 100 de zile de la data limită de depunere fără penalizări, respectiv în intervalul 16 mai 2019-23 august 2019 inclusiv. Cuantumul pentru anul 2018 al Ajutorului Național Tranzitoriu pentru ovine, caprine, ANT 9, Ajutor Național Tranzitoriu, schema cuplată de producție, speciile ovine, caprine, este de 4,85 de euro per cap de animal. Animalele pentru care se solicită SCZ-ul, ovine, femele și sau berbeci, trebuie să fie ținuți până la data de 23 august 2019, inclusiv finalul perioadei de reținere, în fermele cu cod ANSVSA menționate în cerere și în exploatațiile asociațiilor, cooperativelor sau grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru pășunat. Femelele caprine și sau țapii din exploatație pentru care se solicită SCZ trebuie să fie păstrați până la data de 23 august 2019, finalul perioadei de reținere în exploatațiile cu cod ANSVSA menționată în cerere. Crescătorii trebuie să mențină în ferme bivolițele de lapte solicitate pentru SCZ până la data de 15.11.2019 inclusiv, iar pentru categoria vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne, perioada de retenție este până la data de 15.11.2019 inclusiv. Anul acesta, cuantumul pentru sprijinul cuplat zootehnic, SCZ, pentru bivolițe de lapte, 750 de lei per cap de animal per an. Pentru taurine din rase de carne și metișii acestora se dau 1,359 de lei per cap de animal per an, iar pentru ovine, caprine, 74 de lei per cap de animal.